Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal de CSGO. Astăzi o să jucăm niște CSGO Wingman cu domnul Șanova. Să rămână! Să rămână! Bun, ne băgăm pe Wingman, am pus mapele Inferno, Overpass și Short Dust. Și Nuke. Pune-l da? Și pe ăla. Da, l-am pus. Pune-l mă și pe ăla. L-am pus, stai calm. Sunt o persoană de încredere. Influencer, dacă nu știi, pe platforma aceasta. Am chiar o nouă abonați. Mulțumesc de mesaj, te pup și eu, Șanova. Vreți să vorbim despre ceva? Da. Domnule Șanova? Da. Of, prietenele astea, fetele astea, fanele de pe YouTube nu mă lasă în pace. Vreți să vorbim despre Jesus Christ? Nu. Corect, dar bă, dar butuc, dar tu cine ești, mă? Ești martor al lui Jehova. Mai ții minte chestia aia, adică spunea cineva, bă, am vrut și eu vara asta să mă răcoresc, dar am deschis odată geamul, mi-a uitat 10 țânțari, două muște și un martor al lui Jehova pe geam. Mulțumesc, Șanova. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu ca tine. Ai. Da. Tu cu acau, că ești mai șmecher. Da. Ține mă, că mă duc să-i bat, Liviu, Liviu Dragnea. Asta e cea mai bună tactică? Deci e pit. Ai pit, știu, mi-am dat și eu seama. Da, te rup pe la bit, mă apără cu capul. Bit. Exploit. Răzvan Gogan. Răzvan Gogan, ăsta e cuvântul magic de astăzi. Fetița asta s-ar putea... BIT! Deci, bă, deci puteam să jur că e acolo. Uite, vezi că e acolo. Aoleu. Bă, dar și pe ăla, frate, toți au nume de ruși. Bă, dar toți! Uite, frate, din Tver. Pe planeta Marte, frate, ăsta, orașul ăsta, Tver, îl cheamă Serghei. Serghei îl cheamă. Omul ăsta, da? Știți ce mață are și ăsta mă bate pe mine? O, Butuc, uite, Butuc, cel mai, cel YouTuber. Da. Bă, nu te-au luat ăștia, bă, pe tine, ăștia, navi, ăștia, că trebuie să te iau. Nexus, mamă, te-au luat ăștia de la Nexus. Fanatic. Au zis că, gen, ești prea bun pentru echipele lor, trebuie să facă una pentru tine. Oh, dă-i, niet, hai, Serghei! Mamă! Hai, mă, că am spot! Niet, hai, mă, hai, rapid! Da, mă, bat și eu cu unul, fii atent, că i-am dat cap. Bă, mamă, era să nu-l iau, ești nebun? Deci nu știu ce am avut la faza asta, bun. Concentrat! Of Call of Duty mod on! Call of Duty. Mamă, e una aici. Up, up, eroida, bea. Up, eroida. Up, up, eroida, bea. Mai cânta, nu mai mult cânta, că muzica asta parcă e un blestem. Așa, gata. Up, eroida. Up, up, eroida, bea. Mai minții cu vorbile. Mi-ai aflat secretele. Și ca un nu știu ce a intrat. O, nu știu ce. Sub pielea mea. Op, eroina. Op, op. Te fi văzut deja. Nu, nu-i nimic. Vezi că o să te ia în câteva secunde. Gen în 10 secunde. 10, 9, 8, 7. Ziceai că e aici, ascultă-mă că eu știu, eu sunt toată Te-a bătut Serghei. Acolo. Eu am coade, păi să vezi, e chiar. E execat. Minus 11. Vezi că-ți vin apoi pe site. Nu, sunt amândoi pe site, ascultă-mă! Omul ăsta joacă cu Negev, cu ce armă joacă mă asta? Uop, eroina. Bă, ia dracu, M4, acă! Bă, da, ascultă-mă! Mamă! Dă-i des! N-ai, așa.
Mamă! Fără armură, el e prea bun. Ce să iau eu? Iau ăsta! Alu Șanova, că numai Șanova are skin, e prea mic. Îl iau pe ăsta, că e alu Sergei și parcă vezi că e vrăjit. Da, cu vrajul pe zi. Vrăjit de pe... de o vrăjitoare de pe muntele Athos. Frate, dar nu ți-a luat nimic, nu ți-a luat nimic, vezi că o să pierzi. Eu când ți-am zis că o să pierzi, ți-am zis, trebuia să ții, nu te mai dau cu Deagle-ul, că, na. Dar i-am dat la amul de câte un hit. Din păcate. Bă, l-am pierdut, eu acum mai m-am dat seama. Bă! Mă, deci dacă nu-l câștigăm pe ăsta next, am bine. Gata. Dubla 2. Na, mă rog, mie pe laptopul ăla mergea, zici că aveam calculator cu placă de bază Biblie, atât de prost l-aveam. Eu aveam un calculator mai de mult de mă bucuram dacă se aprindea măcar. Eu aveam unul, mă jucam Tom și Jerry ca băiatul. Te-ai dorit tu să ai... Ce Tom și Jerry, că puneam eu dimineața când era fric, puneam feonul pe el ca să aprindă. Feonul? Ai. Da, frate, deci asta o să vreau să fiu. Nu vreau să mă fac pompier sau avocat sau super. Vreau să mă fac ca tine, frate. Dar n-ai. Spărgător de semințe în Moldova. În Craiova, pardon. Scuze de înjurătură. Spărgător de bănci, mă, nu de semințe. Pe ăla, că ăla e al meu, ia dă-mi cu ăla. Că eu am da? Un copil, da. Poftim, poftim. Dă-mi cu am zis. De... Oh! Apreciez. Mă te prășit, bro. Bro. Și mai unul cu avut ai grijă. Te referi la pe care l-am scos? Ăla avea VP. Omule, asta îmi dă prin cutie. Bă, mi-a dat 98 prin cutie, frate. Dar l-am scos eu, mă, că e bun. Deci mi-a dat 98 prin cutie, să te uiți pe filmare. Ce ai luat AVP-ul? Da. Bă, dar ce naibii am astăzi? Nu știu, de ce. Mamă, mamă, cum a spart ăsta, vezi că e, vezi că e la gaură, e la gaură, pe AVP-ul. Nu e la gaură, l-am văzut eu. Acum, acolo e. Asta e gaură. E la gaură, e la gaură! Eu nu știu să joc cu Deagle. Bă, mi-am cam dat seama, nu trebuia să zici de două ori. Bun. Vezi că a intrat. Și s-a și activat. Free Fire. Opa, opa, pa, 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 pa. Jolly, jolly, yes, papa. Da, bă, dar de la încă mi-ești de bun, bă, vorbim. Bă, da, chiar nu mă interesează acum. Ai, dă-te, mă, morți, bă. Ai, bă, da, 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 sigur, ești bă, extrem de legit. Hai să nu mai jucăm aici, deci dacă n-am derancat acum e bine, dar hai să nu mai jucăm, stai așa. Ok, cam acesta a fost episodul, băieți, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, subscribe și să apăsați clopoțelul de lângă ca să fiți notificați de fiecare dată când postez câte ceva. Eu am fost Butuc, ne vedem data viitoare.